Pentru că întotdeauna am vrut să fim originali și să ne surprindem audiența, iată că în 2015 apare pe piață primul șah realizat din sare. Șah, șah, șah. Plecând de la ideea lămpilor de sare, ale căror proprietăți benefice probabil că le cunoașteți, am adăugat nobilul sport al minții, șahul. Șah, șah, șahul. Rezultatul este fără îndoială peste așteptări. De acum înainte, jucătorii de șah, profesioniști sau amatori, își pot antrena mintea având chiar sub nasul lor, la propriu și la figurat, o sursă naturală de purificare a aerului, șahul. Un eliberator natural de aerosoli salini, șah, un ionizator natural și fără îndoială un obiect care va atrage toate privirile. Shah.